Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un incident între un șofer cocalar, că asta e, da, un șofer cocalar și niște polițiști timizi. Timizi? Da, papagali. Deci șofer cocalar versus polițiști papagali. Incident petrecut pe autostrada A10 între Turda și Sebeș. Ce au făcut? Poliția a tras pe dreapta acest gherțoi, care dădea flash-uri și talona la intimidare mașinile din fața lui să se dea la o parte. Știți ce? Știm genul, da. Dar pariu că e genul care, dacă nu te dai suficient de repede, devansează pe dreapta, în forjă, se bagă în față și frânează brusc. Adică e, dă-te că mă grăbesc, și dacă nu te dai, se oprește. Da. Adică se oprește, acum nu te mai grăbești? Ceea ce e cumplit. Nu te grăbeai? Da. Dacă dădeai flash-uri să se dea lumea la parte, omul are un SUV, cred că e un Porsche ceva. E contravenție, se dă amendă. Este chiar așa, sună cineva la poliție când a văzut vreun cocalar de ăsta în trafic? S-au mai rărit. Eu pot să spun că s-au mai rărit după ce s-a mai schimbat cu rutier. Dar cred că e și foarte greu pentru poliție să dea, să identifice, să-i oprească, să-i tragă pe dreapta. Sună cineva? Și e greu și fără tine să suni. Păi suni, ai telefonul pus în bord pe speaker și asta zici, te concentrezi. Siri, call 112. Mie mi se pare că în situațiile astea, în cele mai multe rânduri, când e, că se întâmplă de obicei când e și autostrada mai aglomerată. Da? Da. Și e, tu, nu știu cum să zic, conduci pentru supraviețuire acolo. Adică și n-ai timp, n-ai răgaz să dai un telefon, doar și să tragi pe dreapta, să-i ții minte numărul ăluia. Da. Uite, eu nu sunt de acord cu asta, cu poliția n-are ce face. Eu am pățit pe autostradă în Germania, mă dau în fapt acum, am primit o amendă de la autoritățile, de la poliția germană, că n-am respectat pe un segment de drum distanța minimă față de cel care conducea în fața mea. Eu nu sunt genul care conduc lipit de cel din față. Niciodată nu mi-a plăcut, pentru că mi se pare senzația aia că n-am timp să reacționez. Deci nu conduc în senzație. Cel din față. Dar, cumva, pe porțiune, și mi-aduc aminte că pe porțiune de drum m-am mirat că nu mai știu exact ce distanță, dar erau afișate chestiile. Să trebuie să păstrezi distanța X. Și mi-au trimis, cum au măsurat că eram prea aproape, în mers simplu de cel din față. Au măsurat. Deci noi nu vedem, adică poliția n-are cum să vadă că unii merg foarte repede și dau flash-uri și merg la intimidare și am măsoară distanța dintre două mașini în mers. Tehnic nu este nicio complicație să faci asta, însă trebuie să ai sisteme automate de monitorizare. Iar dacă vrei să fii sigur în trafic, față de mașina care circulă în fața ta, trebuie să fii la minimum 2, eu stau de obicei la 3 secunde, în spate, numeri în gând. Îl vezi trecând prin dreptul unui reper, un stâlp sau o reclamă sau ceva de genul. Da, sunt foarte mulți metri. Numeri în gând. 1, 2, 3. Nu, da, pe mine m-a mirat. Până repet, și tu. Eu n-am stilul ăsta, adică nu, niciodată nu conduc așa. Da, și ți-au dat. Și cu toate astea mi-au dat amendă pentru că n-am respectat distanța. Și dacă în timp ce tu nu mergi în spate, te claxonează și te înjură vreo 5 mașini, ce faci? Bă, în principiu te dai deoparte. Te dai deoparte, da, eu așa fac. Că decât să intri în bucluc, mai bine te dai deoparte. Dar ăștia trebuie amendați și trebuie scoși din trafic, pentru că sunt periculoși. Da. Sunt niște cocalari proști și periculoși, care nu înțeleg ei de fapt ce caută pe șoseaua respectivă și în mintea lor este beznă. Ei nu înțeleg că prin felul ăsta de a conduce pun în pericol alți oameni nevinovați din jurul lor. Și pentru asta, ei când fac așa ceva, practic comit tentative de rănire, mutilare sau omucidere. Că asta este de fapt. Când îl sperii pe ăla la 90 sau 120 de km pe oră să se dea la o parte și ăla trage de volan dreapta, ai toate șansele să determini un accident care se lasă cu pagube materiale, victime și așa mai departe, costuri foarte mari și atunci trebuie scoși de pe șosea. De-abia aștept sistemul ăla e-trafic, nu? Că s-a anunțat că o să avem un sistem de monitorizare pe șosele în care o să fie monitorizați și cocalari de ăștia și să li se ridice permisul. Bun. Dar dincolo de asta, revenind la incidentul de pe autostrada A10, Sebeș-Turda, l-au tras pe dreapta într-un spațiu de servicii. Inițial ăla n-a vrut să dea actele. Modelul clasic. Deci menar de bombardier, nu-ți dau actele. Și în loc să-l aresteze, s-au rugat de el. Și cu insistențe le-a predat, dar când i s-a comunicat valoarea amenzii, a devenit agresiv și acum citesc din comunicatul poliției,
a pătruns în autospeciala de poliție pentru a-și recupera permisul de conducere și documentele autoturismului, părăsind la volanul autoturismului său spațiul service, a precizat poliția, citată de news.ro. Și imaginele sunt filmate de cineva care era în același spațiu de servicii, se filmat prin parbriz. Tu ești drăguț când spui, nene, a pătruns în mașina de poliție. S-a urcat pe aia. Deci un domn polițist era cu intenția de a, se, de a reveni în mașină, exact, iar ăsta a intrat cu polițist cu tot în mașină. El, da. Practic s-a dus ce ca un... S-a urcat pe el. O halcă de aia de carne de 100 de kg, gen da, eu. Da. Înțelegi? Care a intrat cu polițist cu tot în mașină și a recuperat și actele. Gen în 2-3 secunde s-a întâmplat toată chestia asta. A ieșit, după care polițistul închide ușor portiera și pleacă. Da. Și se oprește o secundă, ăsta se îndreaptă spre mașina lui, care este trasă un pic mai într-o parte. Și ăștia din autospeciala de poliție se opresc un pic, cred că îi zic că o s-o pățești și pleacă mai departe. Păi, unde ați mai văzut așa ceva? Nu vă supărați. În România. Unde ați mai văzut așa ceva? Îmi comenta un amic, că m-am mirat și eu pe Twitter, zice, da, păi dacă era o bătrânică care vindea pătrunjel, o săltau, îi dădea un cap de nu se vedea. Mâna da, la spate, o puneau jos. Da, ce e asta? Intri peste polițist în mașină, te urci pe el, îi smulgi, cred că l-aș înjurat pe acolo. Bun, i-au dat amendă mare, i-au suspendat permisul, se face dosar de ultraj. Mă, dar ce semnal dai tu ca polițist când vine unul, se urcă peste tine mașină, cred că i-a dat și vreo două coate în gură, așa, smulge actele, te înjură, te bălcărește, se urcă mașină și pleacă. Cum e asta? Da, bine, altfel vin spre tine cu celebru, știți ce ați făcut, nu? Da, știți ce ați făcut. Băi, lucru de făcut, reacția polițistului aici era să-l împuște. Altceva n-avea să-i fac, ce vrea, să se încaiere cu el? Blochezi, adică normal, mașina, într-o țară civilizată, cred eu, America, sigur, dar cred că și prin ochi. Da, adică nu cred că se poate întâmpla așa ceva. Am văzut comparația cu Statele Unite. Nu cred că funcționează, chiar dacă evident nu sunt niciun fel de acord cu agresarea polițiștilor în niciun fel de situație, dar nu e aceeași situație, pentru că în Statele Unite, când se urcă ăla peste tine mașină, ăla s-ar putea să aibă un pistol la el sau o armă. Că în Statele Unite poți avea arme. Corect. Deci aici, aici nu e mai greu să ai armament. Deci, totuși, răspuns cu armă de foc unuia care se urcă peste tine mașină e cam mult. Dar hai să zici, ai o reacție, îl blochezi, nu-l lași să plece, îl arestezi. Cum? E adevărat că aici polițistul, dacă atunci când domnul ăsta s-a retras din mașină, dacă polițistul s-ar fi agățat ca din întâmplare de el, e, ăla nu-și dădea seama că l-avea în spate. Te spun eu. Nu, lasă că nici polițistul nu era vreo pișpirel. Da, da, din păcate se întâmplă astfel de lucruri. Da. Ce să facem? Să vedem acum. Uite, îmi scrie un amic polițist. Am avut și o speță la fel, l-am imobilizat, l-am băgat în portbagaj, în mașină în serviciu. Corect, îl iei peste tine, dar e și o chestie de, cum să spun, de atitudine. Păi dacă îi dai voie să facă așa. Asta dă un exemplu. Alți cocalari văd pe TikTok imagini respective și au, uite, bă, gaburii, să faci și noi la fel. Și da, nu faci încurajează decât să agravezi situația. Din păcate, genul ăsta de autorități reacționează, știi, doar acolo unde pot, unde își permit. Da, e ca profesorul ăla care a bătut copilul, exact, la palme, știi? Copil, l-a bătut că... pe copil... Ăla nu poate să dea înapoi. Nu vrei să-l chemi și pe tasul și să-l, da, să-i dai la palmă, să vezi ce se întâmplă? Da, corect. La fel și aici. A dat de tasul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.